Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Iulie va duce o mulțime de schimbări interesante pentru berbeci. Vei deveni nu numai pozitivă, ci și foarte strălucitoare și atractivă ca aspect. Vei avea dorința de a crea. Doar nu te lăuda și nu exagera cu expresiile verbale. Trebuie să te ferești de cheltuielile impulsive. Mulți berbeci în iulie vor fi sfâșiați între sarcinile profesionale și problemele casnice. Mai mult, afacerile și munca pot trece în prim plan, deoarece ideile globale și proiectele curente vor necesita acum investiții financiare. În plus, poate fi nevoie de bani pentru nevoile casnice. Este posibil ca în lupta pentru o poziție puternică, mai ales în carieră și afaceri, Berbecul să se, se poată dovedi a fi o personalitate neobișnuită de dură și chiar nemiloasă. În același timp, în iulie, concurența te poate împinge către acțiuni și metode nu cele mai corecte. Dragoste, iulie va fi favorabilă pentru a crea și dezvolta relații amoroase existente. Vrei armonie și liniște? Tu și partenerul tău veți fi surprinzător de sensibili, romantici și, cel mai important, Veți putea susține interesul persoanelor iubite, aproape imediat după ce ai întâlnit un nou ales, vei simți un val de putere și veselie. În prima jumătate a lunii, Berbecul va construi și va implementa planuri comune cu un partener, veți găsi cu brio un limbaj comun și vă veți completa reciproc în rezolvarea problemelor de zi cu zi, ei bine? cei care decid în cele din urmă să întrerupă o relație dificilă se vor confrunta cu un test dificil sub forma unei împărțiri a proprietății și a unor probleme legate de locuință. La sfârșitul lunii, Berbecul va lua inițiativa și va dori să ducă la bun sfârșit o sarcină dificilă. Astrele te îndamnă să fii mai atentă cu cuvintele tale către cei dragi. Acum există posibilitatea de a jigni pe cineva foarte mult. Sănătatea Iulie este luna perfectă pentru a începe să faci sport. Corpul tău va primi orice încărcătură. Acordă atenție vaselor de sânge și circulației. Începe să faci un duș de contrast sau aranjează-ți o sesiune de masaj. O saună este perfectă pentru a te ajuta să faci față toxinelor care s-au acumulat în corpul tău. Încearcă să dormi mai mult să te îngrijoreze mai puțin. Vei simți acutorice probleme problemă în corpul tău. Mulți berbeci vor dori să-și îmbunătățească aspectul. Poți experimenta pe tine însăți doar dacă te gândești cu mult înainte. Rezultatul procedurilor cosmetice poate fi imprevizibil. Ferește-te de meșteri și medici fără experiență. Este timpul să-ți îngrijești sănătatea dentară. Asigură-te că vizitezi medicul dentist și elimini toate problemele din cavitatea bucală. Banii. La serviciu. Berbecul trebuie să se descarce puțin. Trebuie să-ți amintești că nu toate sarcinile trebuie îndeplinite de tine. Dacă este posibil, ia-ți o vacanță de câteva zile și relaxează-te. Acum ai tendința de a-ți supraestima propriile capacități și te poți implica în ceva ce nu poți duce până la capăt. Astrele te avertizează că nu trebuie să ai decizii mari de la 1 până la 7 iulie. Dacă aștepți începerea unui proiect pe termen lung, atunci este mai bine să faci o pauză înainte de acesta să te odihnești bine. A doua și a treia decada a lunii vor avea mai mult succes. În sfârșit, vei putea să-ți faci o situație financiară, să închei un contract important sau să începi o afacere. Circumstanțele care se vor dezvolta în a doua jumătate a lunii iulie vor fi de mare importanță pentru tine. Șomerii își pot încerca norocul după 20 iulie. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!